Traducerea nu e doar o chestiune de a schimba un cuvânt cu un cuvânt corespunzător într-o altă limbă. O traducere de înaltă calitate presupune ca traducătorul să înțeleagă modul în care cele două limbi înlănțuie ideile și apoi să folosească aceste cunoștințe pentru a crea o traducere care păstrează nuanțele lingvistice ale originalului, pe care vorbitorii nativi o înțeleg fără efort. Oricât de dificil ar fi acest proces, nu e nimic în comparație cu provocarea de a traduce o limbă veche într-o limbă modernă. Acești traducători nu trebuie doar să resusciteze limbi dispărute din surse scrise, ci să cunoască îndeaproape modul în care au evoluat de-a lungul secolelor culturile care au produs acele surse. Ca și cum acest lucru nu ar fi fost de ajuns, sursele lor sunt adesea fragmentate, lăsând un context crucial, pierdut în timp. În această cauză, numărul persoanelor capabile să traducă limbi din Antichitate este mic, iar cele mai bune eforturi ale acestora sunt adesea depășite de volumul de texte desgropate de arheologi. Să luăm exemplul limbii acadiene antice. Această limbă, timpurie, e una din cele mai bine atestate din lumea antică. Sute de mii, după unele păreri, mai mult de un milion de texte acadiene au fost descoperite și se află azi în muzee și universități. Multe dintre ele au fost chiar digitalizate online. Fiecare dintre ele are potențialul de a ne învăța despre viață politică și credințele primelor civilizații, însă aceste cunoștințe rămân blocate în spatele timpului și forței de muncă necesare pentru a le traduce. Pentru a contribui la schimbarea acestei situații, o echipă multidisciplinară de arheologi și informaticieni a dezvoltat o inteligență artificială ce poate traduce aproape instantaneu limba acadiană și poate debloca înregistrările istorice păstrate în aceste tăblițe vechi de 5.000 de ani. Scrierea unei formă Povestea cu formă începe în urmă cu 6.000 de ani în Mesopotamia, regiune fertilă dintre râurile Tigru și Eufrat, care e acum Irak, când s-a trecut de la viață în mici așezări agricole la centre urbane mari. Aici poporul sumerian a construit primele orașe stat, Uruk a fost unul din cele mai importante. Cu complexe de temple și un sistem de canale, în anul 3000 înainte de Hristos a găzduit până la 50.000 de persoane și a fost centrul administrativ al regiunii, cu o birocrație care să gestioneze sistemul complex de muncă care se dezvoltase. Deși acești oameni vorbeau o limbă sumeriană complet diferită de orice altă limbă pe care o cunoaștem și care a dispărut de mult timp, avem o registrare incredibilă a vieților, deoarece, din câte știm, aici a luat naștere scrisul. Scrierea e realizată prin presarea capătului unei tresti în argilă umedă pentru a face forme asemănătoare unor pene, ceea ce a dat acestui scris numele său modern cu form de la latinescul cuneus, care înseamnă pană. Deși astăzi asociem scrisul cu poezia și literatura, acest exemplu timpuriu nu era deloc așa. A fost folosit aproape exclusiv în scopuri administrative pentru a ține evidența transferului de sclav, de exemplu, sau a primirii de animale. Un exemplu tipic este un înregistrare a rațiilor de bere, cu un desen al unui borcan care reprezintă berea capul unei persoane și cercuri pentru a indica cantitatea. Ulterior, aceste semne pictografice au evoluat și au devenit din ce în ce mai abstracte. A fost nevoie de mult timp pentru a cunei formele să treacă de la păstrarea registrărilor la un instrument de exprimare lingvistică. Primele inscripții regale au apărut în jurul anului 2700 înainte de Hristos, iar primele texte literare aproximativ 100 de ani mai târziu. Unul din primii autori cunoscuți a fost Enheduanna o prințesă preoteasă și poetă care a trăit în urmă cu 4.300 de ani. A scris multe imnuri și mitul Inaniei și al lui Ebih, care relatează un conflict între o zeiță și un munte. Cel mai faimos text dintre toate este epopea lui Gilgamesh despre căutarea vieții veșnice de către un rege și include o secțiune care pare a fi un precursor al poveștii biblice a Potopului. Acadiana pierdută și regăsită Acadiana a fost limba maternă a Imperiului Acadian care a luat naștere în jurul anului 2300 înainte de Hristos prin cuceririle fondatorului său, Sargon cel Mare. Ca limbă vorbită, Acadiana se va diviza în cele din urmă în dialecte asiriene și babiloniene înainte de a fi complet înlocuită de Aramaica la începutul primului mileniu. Astăzi e o limbă cu adevărat dispărută, fără ca măcar limbile fiice să-i ducă moștenirea mai departe. Cu toate astea, ca limbă scrisă, Acadiana s-a dovedit a fi mai rezistentă, Imperiul Acadian a împrumutat scrierea cu unei formă de la predecesorul său, civilizația sumeriană, de care tocmai am discutat. Chiar și după ce Aramaica a sublinit Acadiana, ca limbă comună a regiunii, savanții au continuat să scrie în cunei formă acadiană până în secolul I după Hristos. Chiar și în antichitate, se pare savanții și academicienii erau incredibil de încăpățânați să continue această tradiție. Această mentalitate tradițională a avut un beneficiu neintenționat și pentru arheologii moderni. În timp ce unei formele puteau fi scrise pe papirus, ele erau mai des măzgălite pe lut sau piatră. Aceste materiale rezistă mult mai bine la incendiile și inundațiile care au devastat papirusurile, deși timpul este crud cu toate lucrurile arheologii, descoperă rare ori tăblițe cu unei forme în stare perfectă. Acesta e unul din motivele pentru care scrierea acadiană poate fi atât de bine atestată în documente istorice. În mod ironic, conflagrațiile distructive au păstrat unele din cele mai mari biblioteci din Mesopotamia antică, pentru că erau făcute din lut. În schimb, toate bibliotecile de papirus ale Egiptului Antic au ars sau s-au făcut praf, deși multe scrieri individuale au supraviețuit. Chiar și cu o asemenea bogăție lingvistică, traducerea corectă a acestor biblioteci antice nu este un lucru mărunt. Dincolo de provocările deja menționate, limba acadiană este polivalentă semnele sale cu unei forme pot avea mai multe înțelesuri diferite în funcție de modul în care fiecare dintre ele funcționează într-o propoziție. Există multe motive pentru această evoluție, dar unul dintre motivele pentru care acadienii nu au simplificat niciodată a fost acela că păreau să fie legați de tradiție și de o eficiență autoimpuse conform unor cercetători. Această mentalitate tradițională i-a determinat să continue să folosească alfabetul sumerian pentru o limbă foarte diferită de sumeriană ca atare traducerea, este un proces în două etape. În primul rând, avanții trebuie să translateze semnele cu unei forme, adică ei iau cu unei formele și le rescriu folosind fonetica cu sonoritate similară a limbițintă. Un exemplu cu care majoritatea vor fi familiarizați e cuvântul arab pentru Allah, care se traduce în limba română prin Dumnezeu, dar se translatează prin Allah. Această transliterare este cea mai apropiată de alfabetul latin pentru a produce cuvântul așa cum sună în limba arabă. Cercetătorii au apoi transliterarea textului și o traduc într-o limbă modernă. Inteligența artificială cu acțiune rapidă pentru rezultate imediate. După cum vă puteți imagina, acesta poate fi un proces lung și complicat, unul care necesită ani de pregătire și dedicare pentru a învăța să faci bine. Pentru a ajuta la accelerarea lucrurilor, echipa de cercetare a dezvoltat un model neuronal de traducere automată pentru forma acadiană, aceeași tehnologie care se află în spatele Google Translate. Echipa a antrenat modelul de inteligență artificială pe un eșantion de texte cu unei forme și l-a învățat să traducă în două moduri distincte. În primul rând, modelul de inteligență artificială a învățat să traducă Acadiana din translatări ale textelor originale. De asemenea, a învățat cum să traducă direct simbolurile cu unei forme mai exact, a tradus glife ale textelor cu unei forme care au fost generate de un alt instrument care economisește timp și care produce automat codul din imagini unei tăblițe originale. Modelul de inteligență artificială a trebuit apoi să-și dea seama cum să gestioneze nuanțele diferitelor genuri ale eșantionului, de exemplu diferența dintre operele literare și scrisurile administrative, precum și cum gestionează modificările găsite în scrierea cu nei formă de-a lungul mileniilor în care a fost folosită. Modelul de inteligență artificială a fost apoi testat cu ajutorul programului understudy for de evaluare bilingvă, un algoritm utilizat pentru a evalua textele traduse automat. În testul de traducere în limba engleză, modelul de inteligență artificială al echipei a obținut un scor de 37,47. La testul cu neiformă formă către engleză, acesta a obținut un scor de 36,52. Ambele scoruri au fost peste nivelul de referință vizat și se încadrează în intervalul unei traduceri de înaltă calitate. Și a existat un rezultat surprinzător. Modelul a fost capabil să reproducă nuanțele genului fiecarei propoziții de test. Deși aceasta nu a fost unul dintre obiectivele cercetătorilor, aceștia notează în studiu că ar putea deschide posibilității de utilizare dincolo de traducere. În aproape toate cazurile, indiferent dacă traducerea este corectă sau nu, genul este recunoscutibil a scris echipa. Un scenariu viitor promițător ar fi ca modelul să-i arate utilizatorului o listă de surse pe care și-a bazat traducerile, ceea ce ar fi de asemenea deosebit de util în scopuri științifice au continuat ei. Viitorul trecutului pare mai luminos. Oricât de promițătoare ar fi rezultatele inițiale, mai este încă mult de lucru. În ambele cazuri, unele din propozițiile de test au fost traduse greșit și ca și alte modele de inteligență artificială, acesta e predispus la halucinații, momente în care răspunsul nu are nicio legătură cu sursa. Într-un caz, traducătorul uman a produs propoziția de ce ar trebui să desfășurăm procesul în fața unui om din Ali”, iar AI-ul a tradus-o prin se află în Inner City în Inner City. Astfel, modelul AI funcționează cel mai bine atunci când traduce propoziții de lungime scurtă sau medie. De exemplu, se descurcă mai bine cu genuri mai formale, cum ar fi decrete regale, documente administrative, decât cu genuri iterare pentru mituri, imnuri și profeții. Cercetătorii notează în studiu că, prin mai multă pregătire pe un set de date mai mare, își propun să îmbunătățească curatețea modelului, în timp ce ei speră ca modelul lor de inteligență artificială să poată acționa ca un asistent virtual pentru cercetătorii umani. AI-ul poate furniza rapid traducerea brută, în timp ce cercetătorul o poate rafina cu ajutorul cunoștințelor sale despre limbile, culturile și oamenii istorici. Sute de mii de tablițe de lut inscripționate în alfabetul cu form documentează istoria politică, socială, economică și științifică a Mesopotamiei antice. Cu toate astea, cele mai multe dintre aceste documente rămân netraduse și inaccesibile din cauza numărului lor foarte mare și a cantității limitate de experți capabili să le citească, a scris echipa în studiu. Acesta este un alt pas major spre conservarea și diseminarea patrimoniului cultural al Mesopotamiei antice, au adăugat cercetătorii. În concluzie, traducerea textelor cu unei forme din limba acadiană reprezintă o provocare semnificativă, dată fiind complexitatea limbii și numeroasele nuanțe lingvistice. Cu toate astea, echipa multidisciplinară de arheologi și informaticieni a dezvoltat cu succes o inteligență artificială capabilă să traducă aproape instantaneu aceste texte antice, deschizând astfel o fereastră spre o mai bună înțelegere a vieții, culturii și istoriei primelor civilizații din Mesopotamia. Cu potențialul de a funcționa ca un asistent virtual pentru cercetători, acest model de inteligență artificială reprezintă un pas semnificativ în conservarea și diseminarea patrimoniului cultural al Mesopotamiei, ce își deschide noi perspective pentru studiul și explorarea trecutului îndepărtat. Acesta a fost episodul nostru. Dacă v-a plăcut, nu ezitați să vă abonați la ce s-ar întâmpla dacă pentru mai multe videoclipuri interesante. O zi superbă vă doresc!